primul rând vă mulțumesc frumos pentru invitație. Sunt onorat să fiu astăzi aici și alături de asemenea invitat. Cred că după asemenea prezentări, nu știu ce aș putea să vă atrag atenția, eventual să fac un breakdance aici. În al doilea rând vreau să felicit sincer pe domnul Schneider, pentru că eu consider personal că sunteți un adevărat ambasador al României. Și chiar mă gândeam, nu știu, poate reușiți să veniți cu un aparat de genul ăsta și să vă coronați. Ar fi foarte bine să vă trimitem încât o ambasadă a României, pentru că faceți un lucru extraordinar și avem nevoie de mai mulți oameni ca dumneavoastră în străinătate. Turismul medical, știu că s-a discutat foarte mult în ultima perioadă. Traian chiar m-a prins zilele acestea în România, pentru că de obicei sunt plecat în străinătate, pentru că, așa cum știți, turismul românesc se promovează în străinătate și în România, mai ales cel medical. De aceea nu m-am pregătit cu o prezentare. O să încerc să ofer niște informații care cred eu că sunt de interes, mai ales că sunt astăzi aici foarte mulți specialiști din presă și știu că sunteți iubitori de cifre. Iar la sfârșit, dacă aveți întrebări sau curiozități, o să încerc să vă răspund la toate aceste întrebări cu drag. Primul rând, turism medical trebuie știut că este unul dintre cele mai dinamice sectoare de turism. Are o creștere anuală de 30%. Iar potențialul din România este imens. Nu cred că trebuie să mai intru aici în detalii. Și aici vorbim de turism medical de două paliere în România. Vorbim de stațiunile balneoclimaterice și de asemenea de sistemul de servicii medicale de vârf pe care le putem regăsi în România. Și poate vă întrebați cum adică servicii medicale de vârf în România. Da, avem. Totuși, cred că depinde de România și depinde de noi toți să promovăm România ca un turism medical profesionist și de aceea spuneam că avem nevoie de mai mulți oameni ca domnul Schneider, ca să ne promoveze străinătate ca niște ambasadori adevărați ai României. Și de ce spun acest lucru? Pentru că, conform unor statistici internaționale, puțin ne vizitează România, nu numai pentru turism medical, dar și pentru turism, datorită lipsei de încredere și siguranță. Deci aici trebuie să lucrăm mai multe și sunt trei cuvinte magice când vorbim de turism, servicii, infrastructură și siguranță, dar siguranța și încrederea sunt motivele pentru care puține vizitează și aici trebuie să lucrăm mai mult ca și brand al României. Un brand care să transmită faptul că facem un turism adevărat și turiștii sunt în primul rând în siguranță și au încredere în serviciile de aici. Turiștii care ne vizitează pentru turism medical, așa cum probabil ați aflat deja, sunt germanii, francezi și italienii. Ei vin în România pentru că avem costuri cu aproximativ 40% mai puțin decât în țara lor de origine, iar în aceste costuri de obicei intră și costurile de cazare, masă și alte servicii adiționale. Iar ei vor continua, bineînțeles, să ne viziteze pentru aceste servicii, dacă se vom menține aceste costuri. Dar, bineînțeles, nu este de ajuns să menținem costurile, trebuie să avem și servicii de înaltă calitate și o asistență turistică foarte bună și depinde, bineînțeles, de noi în ce măsură reușim să-i facem pe turiști să cheltuie banii în România. Potențial este, așa cum am spus, România este capabilă să aducă venituri substanțiale, un aport extraordinar în economie, pentru că aici vorbim conform Insight Market Research Solution, un solution de o piață de a turism medical de 250 de milioane de dolari anual și cu potențial de creștere, atâta timp cât se investește, bineînțeles, în promovare și în infrastructură. Din cei aproximativ 2 milioane de turiști care vin să ne viziteze anual, aproximativ 2-3% dintre aceștia vin pentru serviciile de wellness, spa și servicii medicale. Aș vrea să fac o mențiune importantă, pentru că primim multe întrebări din presă, din mass media și ni se cer cifre exacte. Trebuie să înțelegeți că nu avem o statistică exactă a turismului medical, pentru că nu l-avem înregistrat sau organizat în sensul ăsta și nu știm exact câți dintre acești turiști care ne vizitează sunt cu adevărat turiști sau doar români care sunt plecați de mulți ani în
străinătate și, bineînțeles, cunosc serviciile și costurile din România și se întorc în vacanțe, de obicei, în România pentru a beneficia de aceste servicii medicale, pentru că, așa cum spus, am spus, sunt cu 40%, chiar cu 50% față de alte țări, mai ieftine decât la ei. Însă avem niște aproximări și știm că avem un potențial extraordinar, așa cum spuneam, există o rată de creștere anuală de 30% a turismului medical în România, iar turiștii care, pacienții, pentru că nu vorbim de turiști, vorbim de pacienți care vin pentru servicii medicale, vin pentru turismul dental, care este deja foarte cunoscut. Avem medici stomatologi extraordinari, care din ce în ce mai mulți, care chiar se întorc în România, care au studiat în străinătate și își deschid clinici stomatologice aici, în țară. Vin de asemenea pentru chirurgia estetică și plastică. La fel avem medici chirurgii esteticieni recunoscuți la nivel european și chiar mondial. Și de asemenea pentru investigațiile oftalmologice și probabil ați văzut că se fac din ce în ce mai multe investiții în spitale oftalmologie private în România și de aceea sunt pacienți care vin și vizitați pentru aceste servicii. Așa cum am spus, sunt două paliere și eu zic că cel mai important ar fi acest palier al stațiunilor balneoclimaterice, care au fost bine cunoscute ca perlele turismului românesc de altă dată, dar care, din păcate, ziua de astăzi sunt multe dintre ele, să nu spun, majoritatea sunt în paragine și au nevoie de o revigorare totală, să spun așa, și de o investiție semnificativă, dar bineînțeles și de servicii, chiar de organizare generală, de niște parteneriate publice-private, pentru că investiții s-au mai făcut, dar atât cât se fac haotic și nu este o organizare eficientă și programe care să vii pe piața externă și să atragi turiști aici, nu este de ajuns, pentru că turistul străin și pacientul, bineînțeles că ne dorim să vină o dată, dar ideal ar fi să ne viziteze de mai multe ori și să ne și recomande serviciile care există aici. Informații generale despre turism medical nu are sens să vă arăt, că există foarte multe în presă, că sunt mai interesante aceste cifre și potențialul care există în România. Bineînțeles, mai sunt multe de făcut, se pot face foarte multe, dar ar fi foarte bine să ne folosim de ceea ce avem și poate cu ajutorul unor experți cu experiență și o expertiză internațională din străinătate putea relansa cu adevărat turismul românesc, pentru că eu consider că turismul medical este un adevărat motor de relansare al economiei românești, nu mai al turismului și trebuie văzut din această perspectivă. De aceea trebuie făcute mai multe investiții și mă bucur și în calitate de reprezentant al Asociației Naționale a Agenților de Turism că Ministerul Turismului și reprezentanții sunt alături de noi și au văzut acest potențial și există chiar o axă prioritară pentru investiții în aceste zone, în aceste stațiuni balneoclimaterice. Doar într-o mică comparație, pentru că de Bucurii dezvoltă un turism medical de sute de milioane de euro anual, numai într-o anumită zonă și aici vorbim de Balaton, ei reușesc să strângă mai mulți turiști cu un singur lac, mai mulți turiști decât strângem noi la un loc cu toate stațiunile din România. Și ar trebui să-i luăm totuși ca model. Nu are sens să dau exemplu Turcia, pentru că Turcia face un turism de mulți ani și aici mai fel la turism medical, cu investiții enorme în servicii medicale private, dar și în organizarea turismului în Turcia. Bun, nu vreau să vă plictisesc cu prea multe date și dacă aveți ceva întrebări sau curiozități sau dacă este ceva ce ați dorit să cunoașteți și sper să vă pot răspunde, bineînțeles. Câți turiști străini ați adus? Vă spuneam că o statistică exactă nu avem. Nu există nici la Minister, nici la Institutul de Statistică să spunem câți turiști străini avem anual. Știm că cu aproximație 2-3% din toți cei care ne vizitează, și avem peste 2 milioane de turiști anual, vin pentru serviciile de spa, wellness și servicii medicale. Am văzut în presă că se vehiculează cifre cum ar fi 10.000 de turiști români care pleacă în străinătate și mai mulți turiști străini care vin în România.
Eu știu că sunt mai mulți români, din păcate, care pleacă pentru turism medical în străinătate, pentru că asta e o altă componentă a turism medical outgoing, și românii care pleacă în străinătate, pentru că, din păcate, românii sunt din ce în ce mai bolnavi, iar ei caută servicii medicale mai bune în străinătate și de multe ori a doua părere neapărat pentru servicii medicale mai bune. Și am văzut chiar o cifră de 60.000 de turiști străini care vin în România, dar nu pot să vă confirm această cifră, pentru că nu există ca și statistică, însă am văzut cât s-a vehiculat. Întrebarea corectă era câți turiști străini aduce SeiTur? Dacă nu am o statistică la nivel național, vă dați seama că nu pot să vă spun la turiști străini cât aduce compania SeiTur, vă referiți. Noi am pus foarte mult accentul pe incoming, dar vă spun că, din păcate, trendul nu este incoming. Vă spun ca și ce am reușit noi să facem. Și, din păcate, sunt mai mulți români care pleacă în străinătate. Vă spun că într-un an, dacă am reușit să aducem 40-50 de turiști străini pentru turist dentar, este mult. Mulțumim. Cum promovați serviciile medicale turistice? Și unde și ce spitale promovați? Sau care serviciile care promovați? Pentru turiștii străini colaborăm de aproape cu serviciile medicale private, cu spitalele private din București, din Sibiu, din Brașov, din Arad. Oradea am încercat să colaborăm cu clinici unde, într-o locație unde avem și aeroport și infrastructură, bineînțeles, pentru a putea oferi servicii complete, pentru că atunci când vorbim de turism medical, vorbim de pachete complete de servicii care înseamnă și transferul la aeroport, de asistență, de vizite, pentru că în perioada post-operatorie, care e cea mai importantă, turistul și pacientul are o oportunitate să descoperă România cu o destinație turistică și noi asta ne dorim, în primul rând, prin turism medical, ca și incoming, să promovăm România ca destinație turistică și să fie cunoscută și turisma, bineînțeles, la turism medical. Deci, da, vă spuneam, trendul nu este crescător cu străinii care vin în România, ci mai mult românii care pleacă în străinătate. Cum promovăm, cum ați întrebat, prin ce resurse? Compania este una internațională de birouri și în străinătate și de aceea petrec mai mult timp în afara țării. Încercăm să participăm la târguri de profil, în special cele din Statele Unite pe turism medical, unde sunt foarte cunoscute, însă e destul de dificil să americanii preferă destinații precum Vietnam, India, pentru turism medical, dar mi-aș dori să devină mai cunoscut turism medical în aceste zone și în special în Germania, Franța, Italia. În Italia, la fel, am început o campanie pentru italieni să vină să ne viziteze asta și pentru că în Italia există o problemă foarte mare cu clinice stomatologice, sunt foarte multe clinici care nu sunt acreditate, italienii nu mai au foarte multă încredere în aceste servicii și deja cunosc România ca și o fel de turist dentar și vin pentru aceste servicii stomatologice din ce în ce mai mulți italieni. Eu cred că au fost timpuri când noi aveam un turism medical mult mai bine organizat decât în zilele noastre, dar am reușit să-l distrugem de-a după 90 și cam multe altele. Mă refer la câteva stațiuni extrem de cunoscute și de căutate, cum ar fi Herculane, cum ar fi Olănești, așa mai departe, unde lumea venea pentru că era o atracție. Oamenii nu vin numai ca să-și facă dinții, ci și-ar dori și ape speciale și așa mai departe. Asta s-a distrus complet. Poate puteți să spuneți câteva părinte. Da. Trebuie știut și probabil cunoașteți, România are capacitatea și potențialul o treime din toată capacitatea balneoclimatică a Europei. Și potențialul este fantastic. Și așa cum spuneam, aceste stațiuni balneoclimatice erau considerate perlele turismului românesc și ați dat niște exemple. Păi pe mine unul mă tristează, mai ales că sunt din județul Hulcea, am născut acolo și de o zonă de stațiuni balneoclimatice. Și dacă discutați cu hotelierii și mergeți în acele zone, o să vă tristați probabil ca și mine. Deși din afară pare frumos așa și pare că se mișcă ceva, situația este destul de tristă, nu numai că nu vorbim neapărat de turiști străini, dar și de românii care pleacă în stațiunile balneoclimatice. Pentru că, ok, avem un hotel care e renovat, are servicii, chiar și de spa, dar nu e de ajuns. Îți trebuie mai multe facilități, mai multe servicii, un program complex de promovare,
Ne trebuie să ai, că, apropo de promovare, și dădeam exemple de alte țări, dar trebuie un site al României în cel puțin 5-6 limbi de circulație internațională, ca lumea să știe de noi. Turismul geriatric îl promovați. Avea da, bineînțeles, la vorba vorbind de clinica Noaslan, este un brand și este un brand care se promovează în primul rând singur, mai ușor de promovat și sunt mulți turiști străini care cunosc acest brand. Din ce am observat, noi sunt într-adevăr cei între 50 și 70 de ani care cunosc acest brand și este normal. Tinerii mai puțin îl cunosc și am încercat să aducem o cultură în sensul ăsta, pentru că a fost și este cineva și reprezintă într-adevăr un brand care ne putem promova mult mai ușor în străinătate, dar da, vreau să. Tinerii când au nevoie, o să ajungă la vârsta respectivă, probabil da, da, știți cum se spune, că e mult mai important să previi decât să tratezi și prevenția e foarte importantă. Nu trebuie să fii bolnav ca să te duci să-ți faci un control sau să beneficiezi de un tratament. Eu cred că tinerii din ziua de astăzi suferă de o boală care se numește stresul și e o săptămână, două de relaxare, pentru că, în opinia mea, turism medical nu înseamnă numai servicii medicale, înseamnă sănătate, minte, trup și suflet. Și asta poți să faci în Delta Dunării, dar cu o condiție, să stai în parcă și să n-ai nici celulă la telefon la tine, să stai pur și simplu să te relaxezi. Dar, bineînțeles, nu te ajungi doar să stai într-o bără, trebuie să ai ce faci. Am pus întrebarea, fiindcă noi în Brașov am scos și o broșură specială în germană și engleză pe turism medical și chiar un centru de excelență a Naslan se deschide acum în următoarele luni, chiar la periferia Brașovului. Deci noi ne pregătim, avem spitale private foarte bune și multe le știți cu siguranță. Problema noastră e infrastructură. Totuși, turistul vrea să ajungă rapid dacă are o problemă. Bine, noi așteptăm mai degrabă turiștii să bolnavi sănătoși. Adică cei care vin doar să se aranjeze un pic. Așa este și foarte important turismul medical de promovat aceste pachete de prevenție, așa cum spuneam. Și am o să facă și România. Am început să conștientizeze importanța acestor pachete de verificări, pachete de verificări medicale, pentru că, spuneam, e mult mai important să previi de listate și te costă mult mai mult apoi să tratezi. Am văzut că mai avea cineva implicat în mâna sală.